Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! De luni, în județul nostru, va începe distribuirea a 10.000 de pachete cu produse alimentare și de igienă de la Uniunea Europeană. Aceste ajutoare sunt destinate cetățenilor care beneficiază de venit minim garantat, celor care primesc alocație pentru susținerea familiei, precum și celor aflați temporar în situații critice de viață. Potrivit instituției prefectului, în luna februarie începe în județul Vâlcea distribuirea pachetelor cu produse alimentare și de igienă în cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate 2019-2021, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cofinanțat de UE prin fondul de ajutor destinat celor mai defavorizate persoane. Județul Vâlcea are alocate 22.569 de pachete cu produse de igienă, care vor fi livrate centrelor de distribuire din fiecare localitate în perioada 3-4 februarie și tot atâtea pachete cu produse alimentare care vor fi livrate în intervalul 8-11 februarie. Este un program european pe care persoanele defavorizate din județul Vâlcea îl cunosc deja. Am mai avut și anul trecut desfășurarea acestui program. A venit prima tranșă de produse, de astfel de produse de igienă și de produse alimentare în decursul anului 2020 și aceasta este a doua tranșă. Distribuirea acestor ajutoare către beneficiarii finali se va face cu sprijinul serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor în baza prezentării actului de identitate valabil, a verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire a pachetelor de către destinatari. Lista cu beneficiarii a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale de către administrațiile publice locale. Sunt trei categorii de beneficiari. Ele vor fi anunțate prin direcție de asistență socială din cadrul primăriilor. Acest program se desfășoară sub coordonarea instituției prefectului cu ajutorul primăriilor în speța administrațiilor publice locale și cu specialiști din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vâlcea și din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. Beneficiare ale acestui program sunt familiile și persoanele singure, cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, cetățenii care primesc alocație pentru susținerea familiei și persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață, cum ar fi victimele calamităților. Pachetele care vor fi distribuite conțin pastă de dinți, șampoane, detergent de rufe, conserve de fructe și de carne, paste făinoase. Deputatul PSD Ana Loredana Predescu a intervenit ieri în cadrul dezbaterii Curriculum Modern pentru o Românie Educată de la Parlamentul României pentru a motiva necesitatea integrării orelor de educație remedială în școli. Totodată, aceasta a susținut introducerea orelor de educație antreprenorială, dar și multiplicarea orelor de practică pentru elevii care studiază profilul pedagogic. Camerele reunite ale Parlamentului au găzduit dezbaterea Curriculum Modern pentru o Românie Educată, în cadrul căreia au fost discutate planurile cadru care ar trebui adoptate în acest an. Deputatul PSD Ana Loredana Predescu a intervenit în cadrul dezbaterii pentru a motiva necesitatea integrării orelor de educație remedială în școli. Cu surprindere am constatat că antevorbitorii mei nu au abordat un subiect extrem de important în această perioadă în care nu putem clama că educația și sistemul de învățământ beneficiază de o perioadă de normalitate. Din contră, din cauza restricțiilor derivate de pandemia COVID, știm cu toții cât de afectat a fost acest domeniu. Știm cu toții ce prăpastie s-a creat între elevii din zonele urbane și cei din zonele rurale care nu au beneficiat de acces echitabil la educație. Tabletele din partea Ministerului Educației au ajuns la elevi destul de târziu. Din date oficiale, în unele școli au ajuns chiar în luna decembrie a anului trecut, ceea ce înseamnă că timp de aproape un semestru din anul școlar 2020-2021, o parte dintre elevi nu au avut acces la orele online. Ne punem întrebarea ce se va întâmpla cu elevii care în acea perioadă a anului trecut și inclusiv la începutul anului școlar prezent nu au beneficiat de acces echitabil și unitar la educație.
Și atunci, pentru că situația o impune, pentru că trebuie să rezolvăm, să găsim soluții din mers, este evident că în planurile cadru trebuie cuprinse ore de educație remedială. Ce presupun acestea? Presupun, în fapt, ore de recuperare a materiei și de consolidare a acesteia. Ministerul Educației a afirmat că se gândește inclusiv ca orele de educație remedială să aibă loc sâmbăta sau chiar în timpul orelor de consolidare a materiei prevăzute deja în programă, cu mențiunea că acestea ar trebui să fie multiplicate. Consider că trebuie pus un accent extrem de mare pe acest lucru și chiar și cei care au urmat și și-au spus punctele de vedere după intervenția mea au apreciat această remarcă. Privind orele de educație remedială, este un aspect pe care mi l-am asumat inclusiv în campania electorală. Din păcate, în acest an nu vom avea manualele pregătite pe baza planurilor cadru dezbătute în Parlament. În funcție de aceste planuri cadru se vor elabora inclusiv manualele școlare și, din păcate, practica anterioară ne-a arătat că sunt necesare minim 7 luni pentru a se desfășura o licitație pentru manualele școlare, iar în această situație în care nici măcar planurile cadru nu sunt aprobate acum în ianuarie, cu atât mai puțin mai târziu. Din păcate, la început de an școlar, în septembrie, copiii nu vor avea manuale școlare aprobate și cumpărate de către Ministerul Învățământului. Greutatea va pica pe umerii profesorilor, care vor fi nevoiți să desfășoare aceste ore de educație remedială, fără o ghidare exactă în acest sens. Tocmai din acest motiv, Ana Loredana Predescu susține și multiplicarea orelor de practică pentru elevii care studiază profilul pedagogic. Fiind absolvent de liceu pedagogic, structura veche de până în 2002, în care liceul pedagogic se desfășura pe o perioadă de 5 ani, clasa 13-a fiind alocată cu precădere practicii pedagogice, am insistat pentru multiplicarea orelor alocate practicii pedagogice în sistemul de 4 ani actual, unde pentru clasele a 9-a și a 10-a erau prevăzute 3 ore de practică și pentru clasele a 11-a și a 12-a 4. Un număr extrem de mic alocat practicii pedagogice, adică predatului la clasă. Totodată, fosta președinte a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin Vâlcea susține și introducerea orelor de educație antreprenorială în școli. Eu consider că un absolvent de liceu profesional, de exemplu, are nevoie să știe cum și-ar putea deschide o afacere în domeniul pe care și l-a însușit în liceu. Consider că este extrem de important să-i oferi unui tânăr o nouă șansă dincolo de aceea de a lucra ca angajat. Studiile au dovedit că tinerii care au frecventat aceste cursuri de educație antreprenorială au avut de 3 până la 6 ori mai multe șanse să-și deschidă o afacere în timpul vieții. Guvernul revine la politizarea prefecților după 15 ani în care aceștia au fost aleși teoretic din rândul funcționarilor publici. Consilierul local PSD Remus Grigorescu recunoaște că și el a fost numit politic în funcția de prefect și nu numai, aceasta fiind o practică încetățenită. Modificarea discutată în guvern nu aduce nimic nou. După 15 ani, guvernul revine la politizarea prefecților. Din codul administrativ ar urma să fie schimbat statutul prefectului și subprefectului, astfel încât aceste funcții să fie unele de demnitate publică. Prin aplicarea noii reglementări, ocuparea unor funcții de demnitate publică de către prefect și subprefect, situație în care aceștia pot fi membri ai unor partide politice, este în concordanță cu rolul prefectului de reprezentant al guvernului pe plan local, executivul fiind o autoritate care are structură politică, se precizează în nota de fundamentare a actului normativ. Invitat în platoul Antena 3 Vâlcea la emisiunea Analiza Zilei, Remus Grigorescu și-a exprimat părerea despre această schimbare. Dacă vrem cu adevărat să intrăm într-o normalitate, atunci să fie declarată funcția politică. Adică eu zic să fim asumați. Să fie asumată politic, chestiunea aceasta. Și de exemplu, la vremea respectivă, păi să știți că de când a fost nebunia cu anul 2009, nici în țară niciun prefect n-a mai fost numit definitiv pe funcție pe 4 ani de zile. Toți trăiesc din 2009 până astăzi și, mă rog,
De acum încolo trăiesc cu sabia lui Damocles, că la fiecare ședință de guvern poate să zboare. Consilierul local recunoaște că și el a fost numit politic, aceasta fiind o practică informală folosită de cele mai multe ori. Și am fost conștient că la vremea respectivă am fost numit politic. N-am mers mai departe din acest considerent. Și domnul Câțu, premierul României, în funcție până la urmă își asumă că uite, vrea să facă chestiunea aceasta, să politizeze prefecții și dacă vreți, mi se pare un act de curaj. Păi nu, înțeleg că vrea să politizeze sau să depolitizeze? Păi nu, să-i politizeze. Da, păi se respectă Constituția. Deci până acum era vorba de depolitizare. A, și el vrea să facă politizare. Da, păi până acum ce a fost? Păi, haideți, nu vă faceți că nu înțelegeți. Vă rog frumos. Nu, am vrut să accentuăm pentru că joaca aceasta de politica, de a depolitiza și a politiza este o joacă în care... Sunteți dască, nu ne jucăm cu cuvintele aici. Păi nu ne jucăm, bănuiesc că de stăpâniții. Dar nu are nevoie să o politizeze, că este deja politizat în Constituția României. Am spus-o. Este funcție politică. Dacă demersurile în acest sens vor continua, Remus Grigorescu e de părere că ar trebui să fie schimbată Constituția României. Constituția României trebuie modificat acel articol care spune foarte clar guvernul numește în fiecare județ un prefect. Ori este evident că el are caracter politic. Și iată că viața ne-a demonstrat că ceea ce, de exemplu, legea asta 340, legea instituției prefectului, este o lege care, din punctul meu de vedere, se bate cap în cap cu Constituția României la momentul ăsta. Potrivit modificărilor propuse, se va înființa și funcția de secretar general al instituției prefectului. Înființarea acestui post ar reprezenta o garanție suplimentară privind îndeplinirea imparțială a atribuțiilor prefectului, inclusiv în contextul în care acesta este demnitar. Da, fără discuție. La sfârșitul acestei săptămâni, Teatrul Municipal Ariel va oferi publicului vâlcean prima reprezentație a comediei Tache, Ianche și Cadâr de Victor Ion Popa în regia lui Vlad Popescu. Sâmbătă va avea loc avanpremiera, iar duminică premiera spectacolului la cinematograful Geo Saizescu. Celebra comedie Tache, Ianche și Cadâr a fost jucată pentru prima dată la Teatrul Maria Ventura în 1932, avându-i în distribuție, între alții, pe cunoscuții actori Alexandru Giugaru, Gheorghe Timică și Silvia Dumitrescu Timică. De atunci, personajele au fost întruchipate de actori celebri, precum Ștefan Ciubotărașu, Octavian Cotescu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru și Radu Beligan. La acest sfârșit de săptămână îi vom vedea pe actorii Teatrului Ariel, Dan Constantin, Camelia Constantin, Gabriel Popescu, Alin Păiuș, Georgiana Marin, Rada Constantinov și Emanuel Bighe, interpretând personajele celebrei comedii Tache, Ianche și Cadâr, în premieră pe scena Geo Saizescu în regia lui Vlad Popescu. În viziunea regizorului, Tache, Ianche și Cadâr este o comedie despre felul cum diferențele culturale și religioase pot distanța, degrada și distruge relațiile, dar și despre cum iubirea absolută le poate șterge și uni într-o ceva mai bun, mai aproape de Dumnezeu. Regizorul Vlad Popescu consideră că e foarte propice să vorbim tocmai astăzi despre lucrurile acestea, chiar dacă ele sunt de când lumea, pentru că ne redau speranța că vom înțelege mai devreme sau mai târziu lecția profundă a iubirii. Suntem pe scena Teatrului Ariel, sala Geo Saizescu, alături de Vlad Popescu, regizorul teatrului, care pregătește o premieră. Despre ce este vorba? Premiera Tache, Ianche și Cadâr, de Victor Ian Popa, e o comedie și de-abia așteptăm să ne întâlnim cu voi, cu publicul. Și sper că o să vă placă. Ceva deosebit în punerea în scenă? Nu știu asta, o să ne spuneți dumneavoastră. Noi încercăm să facem ce spun piesele, nu ce vrem noi să facem. În principiu, cred că sunt totuși niște surprize pe care vi le pregătim, dar așteptăm, vă așteptăm cu drag și cu dor în sală. Abia așteptăm întâlnirea cu public, asta e cel mai important.
Pentru respectarea tuturor restricțiilor impuse de pandemie, accesul publicului în sala de spectacol este restrâns la 30% din capacitate. Astfel vor avea loc două reprezentații, sâmbătă 30 ianuarie, avantpremiera spectacolului, iar duminică 31 ianuarie 2021 va fi premiera, în ambele zile cu începere de la ora 18 la cinema Geo Saizescu. Știrile se opresc aici, urmează analiza zilei moderată de Magda Popescu. Noi ne vom revedea mâine dimineață. O zi excelentă tuturor!